seara. Astăzi o să vorbim despre un lucru care ne interesează pe toți și care își pune amprenta atât pe viața noastră spirituală, cât și pe viața noastră materială, socială, familială, pe viața noastră de cuplu, relația cu copiii sau cu părinții. Și anume despre, o să vorbim despre iubirea de sine. Și o să încep prin a da două citate. A ne accepta pe noi înșine înseamnă să ne valorificăm atât imperfecțiunile, cât și calitățile. Despre scrie Sandra Biric, parcă nu știu multe exact. Dar ca cel care mi s-a părut și mai frumos este, trebuie să te iubești pe tine înainte să poți iubi pe altcineva. Când te accepti pe tine și te manifesti așa cum ești, simpla ta prezență îi poate face pe ceilalți fericiți. Tu, ca oricare altă ființă din Univers, meriți dragostea și afecțiunea lor. Asta o spune Buddha. Și o să încep cu întrebările pe care mi s-au pus apropo de iubire, iubirea de sine. Ce înseamnă iubirea de sine? Domnule, e foarte greu de demonstrat iubirea, de dat o definiție iubirii. Dar dacă ne luăm prin așa zisele cinci forme de manifestare ale iubirii, cred că a te iubi pe tine înseamnă să n-ai o problemă să petreci timp cu tine, adică să ai timpul tău cu tine. Cred că înseamnă să-ți oferi lucruri. Cred că înseamnă să n-ai o problemă să te atingi sau să te lasi atins, mă refer la masaj sau la mângâierea partenerului tău. Cred că înseamnă să poți să-ți oferi lucruri care îți plac și mă refer la mici lucruri care, mici sau mari lucruri care te scutesc de eforturi, de servicii, de eu știu, hobby-uri sau activități care îți suflă tu de bucurie. Și mai ales să te recunoști și să te înțelegi pe tine însuți. Asta este așa, grosomodul, și o să le explic pe fiecare în parte. Adevărul e că iubirea asta de sine, pot să spun că mă preocup destul de puțin timp de ea. Evident că e mult mai ușor să vezi la ceilalți decât la tine, dar nu o să am o problemă să vorbesc inclusiv de găsirea unor eu știu, mici contradicții și neiubiri chiar și în ceea ce mă privește. Care sunt cauzele neiubirii de sine? Să știți că cauzele neiubirii de sine sunt multiple. În primul rând, sentimentul de vinovăție. Sentimentul de vinovăție de altă dată. Vina ancestrală. Căderea noastră. Nu o să intru în detalii privind căderea îngerilor, dar noi, cei care am căzut, clar avem o problemă apropo de sentimentul de culpă și de vinovăție față de cer, față de Dumnezeu, față de ceea ce am greșit altă dată. Asta, evident că sentimentul ăsta de culpă a fost amplificat de biserică și de slujitorii ei. Dar Hristos a venit și ne-a zis că noi suntem Dumnezei și fie celui prea înalt, dar ca oameni murim și ca oameni trecă pe denii cădem și ne-a ridicat la stadiul de Dumnezei pe toți și de fii ai Maicii Domnului și de frații Lui. Biserica a venit și ne-a dat în cap și ne-a încetat să ne spună în fiecare clipă că noi suntem niște păcătoși, niște nenorociți și o să ne mănânce iadul. E, ideea asta a făcut să ne coboare stima de sine, să ne coboare iubirea de sine. Pentru că evident că dacă eu repet de mie de ori că sunt cel mai nenorocit și cel mai nefericit și cel mai rău și cel mai... evident că o să ajung să mă urăsc pe mine însumi. Și dacă ți-o repetă cineva pe care l-ai investit cu autoritate spirituală și îți spune tu ești un nenorocit, eu știu, și tu accepti treaba asta, e clar că va scădea iubirea de sine. Adică Hristos a venit să ne valorizeze pe noi cei de pe Pământ. Adică Dumnezeu s-a coborât pentru mine pe Pământ. Iar Biserica n-a făcut decât să ne devalorizeze și să răstărmăcească învățăturile lui Hristos.
Hristos m-a făcut fratele Lui, da? M-a făcut frații mei și surorile mele sunt cei care fac voia Tatălui meu, da? M-a făcut Dumnezeu, m-a făcut Fiul al Maicii. În schimb, Biserica și slujitorii ei m-au făcut să mă simt nevrednic, păcătos, nenorocit, nevrednicul de mine și păcătosul de mine și toate stupizele pe care le provodește Biserica și care sunt o fană de falsă smerenie și care distrug stima de sine și iubirea de sine în oameni. Cum poate afecta relațiile cu părinții, neiubirea de sine? Păi neiubirea de sine, în primul rând, se manifestă prin lipsa de demnitate. Și atunci când ai o asemenea lipsă de demnitate, automat îi lași pe ceilalți să se dicteze în care tu nu poți să spui ceea ce îți dorești. De ce? Asculți, pentru că înăuntru tău consider că nu meriți să fie ascultat sau că nu meriți să fie. Automat asculți de ce zic părinții tăi 100%. Zice, du-te și fă aia că așa e bine, te duci și faci aia că așa e bine, dar fără să-ți exprimi măcar punctul de vedere. Deci, noi, în general, copiii cu o lipsă de stimă de sine, o lipsă de iubire de sine, fac întru totul voia părinților. Fie sunt foarte niște răzvrătiți, deci sunt extrem. Că iubirea de sine, lipsa de iubire de sine se poate manifesta și ca o, cum să zic eu, o împotrivire relativ la părinți, dar și ca o obediență relativ la părinți. Da? Și atunci trebuie studiat care formă o manifestă omul respectiv. Cum ne afectează neiubirea de sine relațiile cu familie, partenerul, copiii, prietenii, pe plan profesional, evolutiv? Păi, lipsa de stimă de sine va face ca eu să fiu slujitorul celorlalți. Eu pot să fiu slujitorul celorlalți, cum a zis și Hristos, adică să-i ajut pe ceilalți, dar pot să o fac cu demnitate. Una este să o faci cu umilință și alta este să o faci cu demnitate. În general, cei care au o lipsă de stimă scăzută sunt slujitorii tuturor, dar fără demnitate. Ei sunt un fel de lupii beta, care sunt la capătul haitei și mănâncă ultimul. Pentru că ei consideră că ar trebui să mănânce ultimii. Adică, de multe ori, lipsa asta de stimă de sine se manifestă ca o rușine, ca o... Lipsa de iubire de sine se manifestă ca o rușinosul roadeosul, știți? Se lasă pe ei la sfârșit. Mai sunt mai importanți ceilalți. Tot felul de chestii de genul ăsta. Deci, un om poate să poți să-i vezi, apropo de stima de sine, modul cum se comportă în raport cu ceilalți, modul cum își pune punctul de vedere, modul cum se, cum se așează în raport cu prietenii, cu... Pentru că există rapoarte de egalitate, rapoarte de supunere, rapoarte de obediență, mă rog, o întreagă poveste. În raport cu partenerul, el va face întotdeauna ceea ce trebuie, va face, mă rog, nu neapărat ceea ce trebuie și ce vrea celălalt. Da? Se va fi supus, va fi... se va manifesta obedient. În general, în relațiile astea, cei cu iubire de sine scăzută sunt cei care îndură tot, pentru că consideră că merită să îndure. Deci, în general, profilul de victimă a unui individ este, de fapt, o manifestare a neiubirii de sine. Victimele atrag călăi prin faptul, deci prin faptul că nu există respectul, iubirea de sine, stima de sine. Cât este de important să cunoști partea întunecată din tine? Păi, nu poți să te iubești complet dacă nu cunoști și umbra ta. A te cunoaște și a te iubi presupune să te iubești și să te accepți așa cum ești, cu tot cu umbră. A cunoaște umbra, dar te face să fii complet. Abia atunci poți să te iubești cu adevărat sau nu. Pentru că numai când îmi cunosc și părțile negative, pot cu adevărat să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt. Deci nu putem să vorbim de iubire de sine fără conștiință de sine.
Iubirea de sine vine din cunoașterea de sine. Nu poți să te iubești pe tine dacă nu te cunoști. De ce ne percep cei din jur ca fiind egoiști după ce începem să ne iubim? Pentru că, în general, cei din jur sunt obișnuiți cu noi să fim obedienți sau să fim într-un anume fel. Când un om începe să se iubească, nu mai poți să faci cu el ceea ce vrei tu. Hai, facem asta sau du-te, fă aia. Omul va începe să spună, dar de ce? Dar pentru ce? Dar de ce eu? De ce nu amândoi? De ce să fac eu un lucru pe care trebuie să facem amândoi? De ce? Și care e scopul? Și pentru ce? Dar de ce nu faci tu? Adică omul ăla începe să gândească și să reacționeze. Un om care nu are iubire de sine va fi un om care se va situa tot timpul în altă poziție decât cea de egalitate. Fie se va manifesta ca un sub nivelul celui de lângă el, fie va încerca să fie deasupra. Pentru că el nu-și găsește punctul și centrul de echilibru. El, negăsindu-și centrul de echilibru, fie este obedient, fie se transformă în cărău. El fluctuează între cele două situații pentru că el nu se regăsește pe el însuși. Un om care știe foarte clar cine e el, va fi, dintr-o anumită perspectivă, echilibrat. Nu va fi nici călău, nu va fi nici victimă. Pentru că el știe foarte clar unde se situează. Iar cei din jur îi percep pe egoiști pe cei care se iubesc pe ei înșiși, tocmai pentru că cei care se iubesc pe ei înșiși știu să-și ofere. Ori noi, ca și nație creștină, am avut impresia că faptul că te jertfești pentru ceilalți, că faci pentru ceilalți, este o metodă de evoluție. Da, este o metodă de evoluție. Un singur amendament. Să iubesc pe ceilalți ca pe mine însumi, numai puțin. Adică dacă am două cămăși, dau una. Nu dacă am una, dau una. Ei, și atunci, într-o mare așa de indivizi care se jertfesc, lipsiți de stimă de sine, de demnitate, cum este nația asta, când apare cineva care se iubește pe el însuși, care știe foarte clar care este rolul lui în univers, va fi socotit egoist. Și dacă face ceea ce trebuie și pentru el, și ceea ce trebuie pentru ceilalți, se va considera că el este un egoist. Deși el își oferă ceea ce are voie și poate că oferă celorlalți ceea ce au ei voie. Numai că faptul că el își oferă, îl face să fie considerat egoist. Nu că se iubește pe rândul și că până la urmă își oferă ceea ce are el voie și nevoie. Ideea este că transformarea unui om care a avut o percepție greșită asupra lui însuși și care începe să se iubească, este foarte mare în ochii celorlalți. Dintr-un om care îi spune, fă aia și fă cea, aia și fă cea, și aia, și aia, și aia, și aia, la un moment dat el începe să-și manifeste punctul de vedere, începe să se manifeste ca și spirit, să-și manifeste voința. Evident, nu va mai fi pe placul celor care au fost obișnuiți ca el să fie un fel de roboțel. Ori, în general, oamenii nu au nevoie de partener de dialog. Le plac oamenii care răspund și fac ce vor ei. Ori, conștiința de sine, demnitatea, se produce prin trezire spirituală, iar iubirea de sine la iubirea de sine se ajunge prin conștientizare. Și atunci nu mai poți să ai un om supus. Ai un om cu care ai un partener de dialog, dar în niciun caz un om supus. Deci, cu adevărat, un maestru își face oameni de dialog, nu oameni supuși. Principiul ierarhiei nu are nicio legătură cu evoluția spirituală. Dumnezeu are ca și spirite de dialog toate entitățile spirituale. Deci orice entitate poate să-și dea cu presupusul un bun mers al Universului. Iar Dumnezeu, că Dumnezeu ia decizia optimă, este perfect. Dar câteodată, de exemplu, Dumnezeu te lasă să se întâmple ceea ce crezi tu, special ca să-ți dai seama că greșești. Asta înseamnă înțelepciune. Dumnezeu este un partener de dialog, în primul rând, nu un tiran care supune necondiționat. Deci Dumnezeu educă, nu forțează. Ori,
Asta este, așa se pune problema și în relații. În relații, când apare neiubirea de sine, automat unul se transformă în victimă și altul în călău. De ce? Pentru că așa funcționează cuplul. Ei, în momentul în care cel care are iubirea de sine, cel care își construiește iubirea de sine, se începe să se echilibreze, automat iese din profilul de victimă și dispare călul care se manifestă prin cel de lângă el. Deci, noi, prin neiubirea noastră de sine, atragem călăi de lângă noi, Nu altcineva. Deci, fiecare are lângă el călău sau victimă pe care o merită. Pe care a atras-o. Eu nu zic că e bine să fii nici victimă, nici călău. Dar fiecare atrage ceea ce atrage. Ce legătură există între iubirea de sine și părinții? Păi, în primul rând, părinții sunt manifestarea noastră. Și automat, noi o să vedem în părinții noștri oglinda noastră. Deci dacă noi avem o neiubire de sine ca femeie, automat e clar că mama noastră are toate șansele să fie o femeie care nu se iubește pe ea însăși ca femeie. Dacă eu am o neîncredere în mine ca bărbat, se poate întâmpla foarte clar ca toată lumea să am o neîncredere în mine ca bărbat. De ce? Pentru că tot ce se manifestă în mine, se manifestă și în părinții mei. De ce? Pentru că eu m-am născut că am rezonat cu umbra lor, cu defectele lor, nu cu calitățile. Ceea ce ne atrag pe noi pe Pământ sunt defectele, nu calitățile. Deci ceea ce ne-au atras pe noi în părinții noștri sunt defectele lor. Nu calitățile lor. A, că se regăsește și calități, da. Dar trebuie să înțelegeți că ceea ce ne atrage pe noi și pe Pământ și ceea ce ne face pe noi să rezonăm cu Pământul, sunt defectele noastre, care se regăsesc automat în părinții noștri. Și atunci, legătura între neiubirea de sine a mea și părinții mei este că eu o pot să o regăsesc în părinții mei. Fie că e bărbat, fie că e vorba de tată, fie că este vorba de mamă. Uitându-mă foarte clar la părinții mei, clar a fost dată despre mine. Și de, apropo de iubirea de sine a mea. Legătura dintre iubirea de sine și bucuria de a trăi. Păi, un om care se iubește, nu se iubește pe el, nu își va oferi lucruri. Nu se va bucura de viață. De ce? Pentru că un om care nu se iubește, va considera că nu merită. Și dacă nu merită, automat nu își va oferi lucruri și nu va ști să bucure de nimic. Nu știe să bucure de ceva pe care, nu se știe să bucure de mâncare, nu știe să bucure de timp liber, nu știe să bucure de faptul că respiră, de o floare, de munte, de soare, de un răsărit. El nu poate să bucure, pentru că el nu se iubește. Și dacă nu se iubește, el nu poate să-și ofere nicio bucurie. Ori se spune că viața este făcută din mici bucurii. Corect. Dacă lui nu știe să bucure, nu o să-și ofere nici o cafea, nici un suc, nimic din ce. Și o va face inconștient, special, ca să se autopedepsească. Un om care nu se iubește pe el însuși, se autopedepsește. Și găsește formele cele mai ciudate de a se autopedepsi. De la a nu-și oferi ce îi place, până la, până la autoflagelare ca, mă rog, ca exacerbarea neibirii de sine. Cum să ne anihilăm gândurile care ne macină zilnic pentru a ne accepta că suntem ceea ce suntem în momentul de față. Bun. Ce e important este că trecutul a fost. Nu mai pot să-l schimb. Și atunci, ceea ce e mai important, ceea ce este cel mai important lucru este prezentul. Prezentul și ceea ce fac eu în prezent îmi schimbă viitorul. Și atunci, orice gând care vine în minte poate să fie înlocuit cu un gând pozitiv. De exemplu, dacă vine în minte eu nu merit nimic. Bun. Dacă nu merit nimic, de ce s-a născut Dumnezeu pentru mine? Dacă nu merit nimic, de ce există miracolul ăsta al vieții care ne face să trăim și pentru care suntem pe Pământ? Dacă eu nu merit nimic, Dom'le, am un corp care este mai, cum spun eu, care este într-adevăr, e o adevărată inginerie genetică. Dacă eu nu merit nimic, de ce mi-a dat cineva, Universul, lumea, Dumnezeu, această mașină pe care cu care să funcționeze în lumea asta, anumit trupul omenesc, care este extraordinar de complex și de frumos și de armonios creat. Dacă eu nu merit nimic,
de ce trăiesc, simplul fapt de a răspunde la întrebarea asta te face să îți dai seama cât de important ești. Cât de important și câtă muncă, câtă gândire, câtă, cum să spun eu, câtă știință a pus Universul în tine ca persoană. În momentul în care realizezi cât a investit Dumnezeu în mine ca să exist, îmi dau seama ce important sunt. Doamne, dacă stai să te gândești că, nu știu, nu mai știu câte milioane de spermatozoi sunt la o ejaculare. Doamne, dar din ăștia, eu am apărut, care este probabilitatea să apar și cât, cum să zic eu, sau cât a evoluat specia asta umană ca să apar eu, îmi dau seama cât de important sunt. Și că până la urmă Universul ăsta este creat de Dumnezeu. Mă rog, de Arhistadegul ăsta. Acesta al Universului. Special ca să pot să trăiesc. Este un loc de joacă, de educație, de școală, de luptă, un teren de sport creat de Dumnezeu pentru mine. Atât de important sunt. Și numai Pământ, nu trebuie univers material. Și atunci, dacă sunt important, înseamnă că orice gând care vine în minte și care îmi spune că nu merit, este fals. Pentru că tot ceea ce e în jur e creat special pentru mine. Este un... o scenă, un decor creat pentru mine. Ca să învăț. Ce etape mă conduc către conștientizarea faptului că mă iubesc? Sau cum conștientizez cât de mult mă iubesc? Sau cât de mult mă urăsc? Cum îmi dau seama că mă iubesc? Greu de spus. Pot să-mi dau seama că mă iubesc în funcție de reacții pe care le-am relativ la diverse lucruri. Mi s-a întâmplat că și eu pot să... Dar pot să analizez treaba asta în raport cu ceilalți. Mi s-a întâmplat să ofer ceva unei persoane. Nu foarte scump. Și persoana respectivă să spună sincer, dar nu trebuia. Nu trebuia să-mi iei ceva de atât de valoros. În momentul în care tu consideri că nu meriți un lucru valoros, este o dovadă a lipsei de iubire și de stimă de sine. Pentru mine modelul este Hristos, da? Hristos a primit și bănuții de la văduvă, deci n-a avut nicio problemă să primească și bănuții de la văduvă. A primit și banii de la bogătaș. Deci n-a avut o problemă să primească tămâie, smirnă, aur. Da? Ca pe un lucru cât se poate de firesc. De ce? Pentru că el se iubea pe el însuși. El știa cine e. Știa ce caută în Universul ăsta. Știa care e nivelul lui. Și culmea e, deși știa care e nivelul lui, a tratat pe toată lumea, indiferent că e Pilat din Pont, că e vorba de Samainan, că e vorba de... cum se cheamă? De evrei. Sau că e vorba de romani. Îi tratează pe toți egal. De ce? Pentru că el știa foarte clar unde e și că nu are de ce să se considere nici superior, nici inferior unui alt om. Ceea ce este gândul acela. Deci el ne-a privit pe toți de la egal. N-a zis, băi, vedeți că eu sunt Dumnezeul vostru, plecați aici. Nu. Ne-a tratat pe toți egal. Bun. În momentul în care eu consider că nu merit, sau cum zicea Iuda, ei, dar de ce? Mai bine dădeam banii ăștia și îi foloseam pentru săraci. Atunci este o lipsă de stimă de sine. O lipsă de iubire de sine. Și atunci modelul ăsta cristic presupune primesc ceea ce mi se oferă, dacă așa consideră Dumnezeu, pentru că merit, dacă așa consideră Dumnezeu, dau ceea ce trebuie. Cât trebuie. Și atunci echilibrul ăsta este firesc. Între ce primești și ce dai. El a dat de mâncare și a hrănit oameni. N-a avut o problemă să primească aur, smirnă și tămâie. Toate astea au fost făcute firești. Nu a avut rezistență interioară. Nici n-a dat, nici a primit. Nici a dat cezarul, nici a dat lui Dumnezeu, ce a primit.
Dumnezeu. Asta presupune înțelegerea problemelor și legilor divine. La un moment dat, nu ți se mai pare nimic greșit. Deci, una dintre metodele pe care poți să-ți dai seama dacă te iubești sau nu, este în funcție de valoarea lucrurilor pe care ești în stare să ți le oferi. Sunt oameni care, deși câștigă foarte mult, nu sunt în stare să-și cumpere lucruri de valoare pentru că consideră că sunt prea scumpe. Și atunci, asta este o dovadă a neiubirii lor de către ei înșiși. Adică, pur și simplu, deși câștigă, eu știu, 100.000 de euro pe lună, ei nu pot să-și ia o cămașă de 200 de euro sau de 500 de euro. Care, la banii respectivi, ar fi un lucru firesc. Trebuie să înțelegem că există o stratificare și că dacă un om câștigă o anumită sumă de bani, e cât se poate de firesc să îmbrace de o anumită sumă de bani. Astea sunt lucruri firești care trebuie să curgă din firescul societății. Bun. Din păcate, sunt oameni care, deși câștigă prost, ar vrea să-ți cumpe scump, să se îmbrace scump. Și sunt oameni care, deși câștigă mult, se îmbracă prost de fapt, din zgârcenie. Dar, de fapt, zgârcenie este o formă de manifestare a neiubirii de sine. Când ești zgârcit față de tine însuți, e o dovadă a neiubirii de sine. Când ești zgârcit față de ceilalți, este o dovadă a neiubirii de oameni. Înțelegeți? Și asta este diferența. Zgârcinea față de mine înseamnă că nu mă iubesc pe mine. Deci nu mă ofer. Nu mă iubesc. Nu merit. Nu-mi iau. Pe când zgârcinea față de ceilalți este neiubirea față de semn. Și peste asta trebuie să vorbim. Fiecare, până la urmă, orice om poate să fie, merită să fie îmbrăcat în cei mai buni. Pentru că fiecare om este reprezentarea lui Dumnezeu. Ca să mă iubesc pe mine, ar trebui să mă accept așa cum sunt și să ajung la mine cu bune și cu mai puțin bune. Cum fac asta? Experimentând. Eu am o expresie și poate nu e cea mai drăguță. Nu pot să vorbesc despre sex, dar nu pot să înțeleg ce înseamnă sexul decât dacă experimentezi. Adică putem să facem teoria sexului. Dar până nu ești cu un partener cu care să faci dragoste, n-ai cum să experimentezi sexul. Așa este și cu neiubirea de sine. Trebuie să experimentez. Trebuie să-mi experimentez limitele. Bun. De unde pot să sar de la topogan? Păi eu nu pot să sar. Mi-e frică de la 5 metri. Perfect. Dar pot să sar de la 3. Aia este limita mea. Pot să-mi o trec? Da. Pot, prin exercițiu, pregătire psihologică, să sar de la trambulină de la 10 metri. Corect. Mă ajută asta să mă iubesc pe mine? Nu mă ajută să mă iubesc, dar mă ajută să mă cunosc. Evident că dacă eu sar de la 3 și la un moment dat ajung să sar de la 10, încrederea și stima mea de sine va crește și automat o să ajung să mă iubesc mai mult. De ce? Pentru că pot. Pentru că pot să trec peste. Și acum una dintre formele prin care pot să cresc iubirea de sine este antrenamentul. În fiecare zi să-mi demonstrez că pot să fac lucruri mai bune. În general, cei care se antrenează foarte mult, este tot ca o dovadă de iubirii de sine și că au nevoie de confirmări. De proprii, confirmările propriilor pot, ca să poată să se iubească pe ei însuși. Ei, ce mai pot să fac? Apropo de iubirea de sine. Pot să... Deci pot să-mi ofer lucruri. Pot să îmi... am activități noi. Am activități noi care mă fac să învăț lucruri noi, care îmi deschid orizonturile, deschizându-mi orizonturile, automat încep să văd lucrurile altfel. Încep să văd lucrurile mult mai amplu, mult mai complex. Da? Pot să vizitezi locuri noi. Vizitând locuri noi, vrei nu vrei, capeți informații noi. Vrei nu vrei, evoluezi. Pentru că te obligă faptul că intri într-un alt mediu. Orice ieșire din zona de confort și dus și făcut ceva nou și învățat nou, îți schimbă optica vis-a-vis de lume, viață, tine însuți. Și atunci e foarte important ca eu să fac lucruri noi, apropo de iubirea de sine. Mergând, îmi descoper limitele, îmi descoper hipere, îmi descoper fricile, îmi descoper defectele în relație cu ceilalți. Cum să spun eu? Relațiile sunt făcute în așa fel încât să-mi descoper defectele. Că sunt invidios, că sunt zgârcit, că sunt... că, mă rog,
nu eu, mulți spun, că omul respectiv e gelos, că e, eu știu, mă rog, ca defecte. Dar nu poți să le descoperi decât în relație cu oameni și în, trecând prin situații noi. Că e leneș, că e, eu știu, împiedicat, că e lent, că e toate astea. Și atunci, nu pot să-mi dau seama de asta decât mergând din situații, situații nouă. Ideea este să-mi dau seama cum sunt, mă accept așa cum sunt, dar asta nu înseamnă că nu mă împiedic să... Adică că nu încerc să mă și schimb într-un sens pozitiv, pentru că nu pot să rămân așa. Da? Adică pot să rămân așa. Dar iubirea de sine... Presupune și ei, părinții. Presupune și ei. Adică, dacă mă imaginez pe mine ca pe un copil și eu iubesc copilul ăla, e clar că îmi doresc ca copilul respectiv să fie bine. Da? Să fie bine, să fie armonios, să înțeleagă lumea așa cum e. Același lucru trebuie să fac cu mine însumi. Cum elimin regulile celorlalți părinți, societăți, biserică, etc.? Cum elimin programările prin care mi se spune cum trebuie să fiu? Deci, în primul rând, trebuie să să fiu onest cu mine însumi. Să-mi dau seama ce e din educație și ce e din mine, ce-mi doresc eu, ce-și dorește societatea și pe undeva să fac comedie între treburile astea. Adică, eu vreau să mă bat. E clar că societatea nu lasă să mă bat. Dom'le, dacă pot să găsesc un cadru legalizat în care să mă duc, să mă bat, mă duc la sală, mă duc în ring, nu am decât să mă bat când vreau. Dom'le, persoana respectivă îi place, eu știu, oricui îi place, nu știu ce, vrea să omoare oameni. Dom'le, asta e plăcerea mea, ce zic. Perfect. Du-te, există cadrul organizat, poți să te faci militar, poți să te faci agent secret, poți să te faci criminal profesionist, în lumea asta poți să te faci orice. Ok? Și faci treaba asta, poți să-ți îndeplinești orice gărgăune din cap. Și atunci, e clar că mă eliberez de tot ce zice biserica, societatea, lumea, mamă, tată. Deci, dar e foarte important să-mi dau seama foarte clar ce-mi doresc. Da? Asta se întâlnește cel mai greu la persoane care descoperă la un moment dat că sunt gay. Și trec printr-un soi de furtună, așa, sufletească, în care nu pot să-ți accepte că, de fapt, sunt altfel decât ceilalți. Și atunci, evident că am avut asemenea oameni și am spus, doamne, nu poți să schimbi faptul că ești gay. N-ai cum. Adică n-ai cum. Și le explic de ce. Cum se transformă. Cum vine spiritul. Cum e ian. Cum e in. Da? Și atunci este o chestie pe care poți să-ți o asumi. Poți să încerci să o schimbi. Absolut. Da? Poți să încerci să nu o schimbi. Sau poți să-ți o asumi. Pur și simplu. Asta e. Dar în niciun caz nu se poate să... Nu poți să o negi. Că trebuie făcut ceva. Adică trebuie. Nimic nu trebuie. Dar e clar că nu poate să rămână în neam. Și că omul respectiv care descoperă că este un pic altfel decât ceilalți sau că e gay, e bine pentru el să ajungă la acceptarea acestui lucru. Și că simpla neacceptare îl face să nu fie bine. De ce e important să mă iubesc pe mine? Păi foarte bine. Exemplu. Dacă eu nu mă iubesc pe mine, neiubirea asta de mine este o energie negativă, care se va proiecta pe toți cei din jur. Și atunci ceilalți o să proiecteze, o să perceapă neiubirea mea de mine. Și prin neiubirea mea de mine, automat se manifestă răul. Iar răul mă va ataca exact pe centrul ăsta. Răul nu are mine. Și atunci o să te umilească exact în zona ta cea mai sensibilă, neiubirea ta de tine. Și atunci este important să ajung să mă cunosc, pentru că cunoscându-mă, mă încep să mă iubesc, și atunci răul nu poate să-mi spună nimic relativ la mine însuși, pentru că eu mă cunosc și nu are ce să îmi dau seama că sunt o ființă minunată a acestui univers, cu micile, marile noastre probleme fiecare, dar că suntem niște ființe minunate. Și că simplu fapt că înțelegem treaba asta ne face să creștem foarte mult. Și nu mai în ochii altora, ci și în plan spiritual. De unde știi dacă încercând să te iubești pe tine, nu devii egoist? Păi, e important să încerc să mă iubesc pe mine. Da? Există șansa să ajung la un moment dat egoist? Se poate. Nu zic. Dar,
la un moment dat viața va demonstra că trebuie să ai grijă de alții. Și atunci îți revii. Vrei, nu vrei. Până îți găsești echilibru, pendulezi între neiubirea de sine, egoism, neiubirea de sine, egoism. Așa, până când această sinusoidă se armonizează. Și atunci, nu mai ai de ce să fii egoist, pentru că te iubești pe tine însuți. Nu mai te duci în extreme. Ba îți oferi luna de pe cer, ba nu îți oferi nimic. Ba petrești timp cu tine, ba te adăcești în muncă. Și atunci, e foarte important, e important. Mă rog, cred eu că în dobândirea iubirii de sine, nu trebuie să-i pierzi vedere nici pe ceilalți. Adică îți oferi ție, dar le oferi și celorlalți. Și dacă poți să-ți oferi ție, să-l oferi celor pe care le iubești. Pe care îi iubești în cel puțin egală măsură. Poate să fie munca o formă de autofragerare și de manifestare de iubire de sine? Absolut, da. Cei care sunt orcoholici sunt fie oameni care sunt activiați după bani, fie sunt oameni care nu se iubește pe ei și își consideră că trebuie să autoflagereze, iar munca este o formă de fugă. O fugă de ei și decât să se ducă acasă să stea cu ei sau au relații de neiubire vis-a-vis de partenerul de sex opus sau de partener în general, ei preferă să fugă prin muncă, special ca să scape, de relația cu ei și de singurătate. În singurătate, îți dai seama cum ești tu în realitate. Toată lumea trece prin singurătate, apropo de conștientizare și creșterea iubirii de sine. Deci, singurătatea este o etapă în a te cunoaște pe tine însuți. Atunci apare și bună, eu sunt Dragoș. Da, cine și ce caut eu pe planeta asta? Bun. Și atunci, această relație cu tine însuți se poate găsi doar în singurătate. A, că după ce m-am descoperit în singurătate, încep să intru în relația de cuplu sau în relația de parteneriat sau în asocieri, ca să-mi dau seama cum relaționez în aceste situații, este altceva. Dar, în realitate, eu mă descoper pe mine însumi, în singurătate. Atributele le descoper în relație cu ceilalți. Însușirile mele le descoper. Bune, rele le descoper în relații cu ceilalți. Cu iubita, cu partenerii, cu prietenii, cu părinții, cu copiii, cu Dumnezeu, cu trupul, cu mai știu eu ce. V-am zis, în general, cei care muncesc din greu, fug de ei. Fug de în geam nu se iubesc pe sine. Cum se manifestă neiubirea de sine în viața sexuală? În general, cei care nu se iubesc pe ei înșiși, oscilează între rol de călău, rol de victimă. Cei care nu se iubesc autentici, ei au nevoia să fie dominanți și victime în plan sexual. Adică să fie cei care stau de desubt. Dar știți care e paradoxul? Și cei care nu se iubesc pe ei înșiși, dar de exemplu, sunt femeile care nu se iubesc pe leansele pentru că sunt bărbați, sunt spiritele masculine întrupate în femei, au nevoia de a domina bărbatul. Jocul ăsta, o victimă, călău, deci se transformă foarte ușor victima în călău și călău în victimă. Adică e o schimbare bruscă de rol. Așa că neiubirea de sine în viața sexuală se poate manifesta fie ca formă de victimă, fie ca formă de, sub formă de călău. Neiubirea de sine poate să se manifeste ca formă de agresivitate? Absolut, da. Am întâlnit femei care la nivel interior erau bărbați și care provocau efectiv partenerii, îi scoteau efectiv din minți, tocmai ca respectivii să le tragă o mamă de bătaie, pentru că considerau că la nivel interior merită. Și asta se datora tocmai ca neiubirii de sine. Asta se poate manifesta până la nivel de masochism. Masochism, mă refer ca în filme, ca în infomaniacă, etc. De
deci neiubirea de sine se poate manifesta sub formă de agresivitate. Agresivitatea asta poate să fie verbală, poate să fie, poate să fie chiar și până la nivel fizic. Da? Gelozia și posesia sunt conștientizări, sunt o consecință a neiubirii de sine? Absolut da. De ce? Pentru că cel care nu se iubește pe el însuși nu este conștient de valoarea lui. Nefiind conștient de valoarea lui, automat se pune în postura, cum să spune, consideră că nu merită ceea ce are de la partenerul lui și automat apare frica de abandon. Frica de abandon apare tocmai din cauza asta. Eu nu merit să fiu iubit, deci dacă nu merit să fiu iubit, ăla merită să plece, dacă merită să plece, eu să rămân singur. Și atunci, neiubirea de sine se poate manifesta ca gelozie și posesie. De ce? Păi eu nu mă iubesc, înseamnă că nu merit, dacă nu merită, la care pleacă, deci cam asta e raționamentul, dacă la pleacă. Și atunci, automat, eu nu merit, eu nu sunt de frumos, aia e mai bună, e mai aia. Și atunci, automat apare gelozie și posesie. Dar dacă eu am încredere în mine, ca om, ca bărbat, ca spirit, ca femeie, automat, îmi dau seama că eu am ceea ce merit de la Universul ăsta, este, dacă eu am ceea ce merit de la Universul ăsta, e clar că cine trebuie să stea lângă mine, sau cine vrea, sau cine mă iubește așa cum sunt, va sta lângă mine, și dacă mă iubește așa cum sunt, nu mai există un alt bărbat sau o altă femeie precum mine. Și atunci nu are nevoie doar din moment ce eu sunt cel care împlinește toate nevoile. La fel, este deci potrivirea asta, apropo de oameni și de conștiință de sine, este atât de mare, că dom'le, în momentul în care întâlnești pe cineva cu care te potrivești perfect, e clar că omul ăla se iubește el însuși și are conștiință de sine. Deci, nu se poate să întâlnești două persoane care să fie la fel pentru tine, pentru că nu se poate. E ca și cum mai spune că o pereche de mănuși are mai multe mănuși stângi și mai multe mănuși drepte. Nu! De ce? Foarte simplu. Când eu știu cine sunt, știu foarte clar. Bun. Admițând că femeia de lângă mine pleacă, dar eu știu cine sunt. E clar că înțeleg că ei nu i-am fost, cum să zic eu, pereche. Mănușa pereche. Pentru că altfel nu se putea duce cu altul. Dacă se duce cu altul, e clar că ăla e unul care o împlinește mai mult din alte perspective. La fel, dacă eu mă duc cu o altă femeie, înseamnă că, de fapt, femeia lângă mine nu mă împlinește din anumite perspective. Și atunci, e clar că nu apare niciun fel de vină. Nu există vină. Nu există pur și simplu. Vorba comuniștilor. Nepotrivire de caracter. Dar asta nu înseamnă că doi oameni, mă rog, care se iubesc pe ei și ajung să se urească. Nu. Doi oameni care se iubesc pe ei înșiși, înseamnă că iubesc pe ceilalți în aceeași măsură. Și e clar că dacă nu sunt împreună, ajung să înțeleagă că nu pot să fie împreună și motivele pentru care nu sunt împreună. Și atunci, dacă nu sunt împreună, pot să rămână foarte bun prieten, fără să aibă probleme cu gelozie și posesie. Deci, gelozia și posesia, da, sunt consecința neiubirii de sine și lipsei de stimă de sine și lipsei de încredere în tine însuși. Tu ai încredere în tine, ca bărbat. Pentru ce? Da? Neiubirea de sine își pune amprenta și pe modul în care ne îmbrăcăm sau ne comportăm în societate? Absolut da. Neiubirea de sine, în general, face ca oamenii să-și ia niște măști. Și atunci, fie sunt, încearcă să treacă neobservați, fie încearcă să treacă în evidență, crezând că prin asta își capătă iubirea de sine. Și atunci, ori se îmbracă fisticiu, ori se îmbracă foarte șters. Deci tot extremele. Eu am încercat, la un moment dat, mi se pare că Coco de Chanel, sau cum o chema, Coco Chanel, spunea îmbracă-te cu haine frumoase și oamenii o să vadă hainele. Îmbracă-te corect și oamenii o să descopere femeia. Sau ceva de genul ăsta. Asta înseamnă iubirea de sine. În momentul în care eu mă iubesc pe mine, eu iau hainele pentru mine.
În general, tot ceea ce vedem la televizor sunt femei care iau haine pentru ele. Deci iau haine pentru că se cheamă Gucci, Chanel și mai știu eu ce. Și altele. Prada și toate astea. Ele nu iau hainele pentru ele. Nu iau hainele care se potrivesc lor. Ele iau hainele pentru ceea ce reprezintă hainele. Da? Ori asta este greșit. Asta înseamnă că eu acord hainei importanță decât, mai mare importanță decât îmi iau mie. Eu îmi iau mie un ceas care mi se potrivește mie. Poate să fie unul de 5 lei, poate să fie unul de 50.000 de lei. Dar e important să-l iau ceasul meu. Dacă nu iau ceasul meu, o să fie mai important obiectul decât mine. Asta nu înseamnă că nu toți oamenii sunt importanți. Dar importanța pe care și-o acordă lor este mai mică decât a obiectelor pe care le poartă. Adică în momentul în care un om spune, știți, eu port haine de 6.000 de euro. Asta înseamnă că pentru el sunt mai importante hainele decât el însuși. Altfel spunea, da, port niște haine frumoase. Nu că sunt haine de 6.000 de euro. Înțelegeți? Asta este diferența. Pe mine nu mă interesează un ceas. Că e de N mii de euro sau de N sute de lei. E important dacă e frumos ceasul ăla sau dacă e ceasul meu. Asta e diferența între oameni care încearcă să să epateze și oameni care sunt adevărați, care sunt veritabili și care sunt acolo unde e locul. Că sunt oameni care sunt acolo unde e un loc. Care sunt acolo unde le e locul și care poartă un ceas pentru că ceasul ăla li se potrivește. Sau care poartă o haină pentru că haina li se potrivește. Sau pentru care au o casă și casa aia se potrivește pentru că acolo trebuie să fie. Și sunt oameni care încearcă să epateze. Oamenii care încearcă să epateze nu se iubesc pe ei și ei au orgol. Asta este diferența. Un om care știe locul lui va avea casa, hainele, mașina, conform locului lui. În momentul în care încerci să accezi pe un plan care nu este al tău, intri în conflict cu tine însuți. Și atunci iubirea de sine trebuie să spune, eu sunt asta. Astea sunt hainele mele. Astea sunt hainele pe care le simt eu. Perfect. Dacă m-aș îmbrăca altfel, n-aș mai fi eu. Da? Așa e. Așa se manifestă în un plan exterior stima de sine. Îmi iau lucrul care mi se potrivește. Pot să-mi placă. Știți, îmi plac Ferrari și îmi plac și Lamborghini. Dar nu mi se potrivesc. Ok? Asta încerc să vă explic. Poate să-ți placă un lucru, dar nu înseamnă că ți se potrivește ție. Și dacă nu se potrivește ție, nu ești un autentic. Autenticitatea este o dovadă de iubire de sine. A fi autentic presupune că știi cum ești, presupune că te manifesti așa cum ești, presupune că te lasă rece ce zic ceilalți, presupune că te gândești, Doamne, cine mă iubește, mă iubește și așa. Asta nu înseamnă că ești un suficient și un infatuar. Asta nu înseamnă că nu evoluezi. Dar cine te iubește, te iubește și își dă seama, băi, ești și tu în evoluția ta spirituală și în măsura în care poți și știi, evoluezi. Masochismul este o formă de iubire de sine. Masochismul este cea mai este extrema neiubirii de sine. Da? Masochismul este un om care se urăște atât de mult pe el însuși încât consideră că ar trebui să fie bătut. Și îi face plăcere că e bătut pentru că consideră că așa merită să fie bătut. Neiubirea de sine. Eu am avut șansa să cunosc, mă rog, să ajung în intimitățile oamenilor. Și am avut paciente care practicau inclusiv prostituție. Și la un moment dat mi-a venit eu le spun doamne, pentru că, mă rog, dacă vedeai pe stradă, nu ziceai că se practica cea mai veche. Și domnul doctor zice, nu înțeleg una. De ce vine domnul la mine un bărbat să urineze pe el? Deci, în momentul în care o persoană simte nevoia, deci asta este o formă de manifestare, bătaia,
Asta sunt forme de manifestare ale masochismului și ale înjosirii, ale neiubirii de sine. În momentul în care persoana respectivă consideră că merită să urineze pe ea sau că merită să fie bătută, aia este cea mai extremă, cea mai adâncă a neiubirii de sine, care nu este conștientizată. Am întâlnit așa ceva. Iar în extrema cealaltă, persoanele care, eu știu, se excită bătând sau urinând pe alte, sau făcând alte chestii, care am auzit și astea, astea reprezintă forma de sadism, care este, de fapt, o manifestare a neiubirii de oameni, sau a neiubirii de femei, sau a urii față de femei, ca să fiu mai clar. Depresia poate fi o consecință a neiubirii de sine? Absolut, da. Neiubirea de sine este în strânsă legătură cu neiubirea de viață. Pentru că neiubirea de sine este în strânsă legătură cu lumină, este strânsă legătură cu bucuria de a trăi. Păi dacă nu te iubești pe tine însuți, automat nu-ți oferi nimic care îți face plăcere. Dacă nu-ți oferi nimic care îți face plăcere, automat nu o să te bucuri de nimic. Dacă nu o să te bucuri de nimic, o să intri în depresie. Punct. Asta e. Deci neiubirea de sine nu mi oferi nicio plăcere, automat intru în depresie. Pentru că nu mai adresi să trăiești și nu mai bucur. Pentru că Freud a zis bine când a zis că ceea ce ne face să trăim este plăcerea de a trăi. Principiul plăcerii ne face să trăim pe planeta asta. Și atunci, e foarte simplu. Nu mă iubesc pe mine, nu mi ofer nicio bucurie, nu mă bucur că trăiesc, depresie. Punct. Deci depresia este o dovadă a neiubirii de sine. Cum pot să-mi cresc iubirea de sine? Spuneam că iubirea de sine poate să se crească prin, că sunt cele 5 forme de manifestare a iubirii relativ la persoane, automat sunt cele 5 tipuri de manifestare a iubirii relativ la mine. În primul rând, începând prin a oferi lucruri. Am oferit ce-mi place ca mâncare. Am oferit ce-mi place ca citit, ca emisiune. Să mă uit la lucruri care îmi plac. Să mă uit la filme care îmi plac. Să fac activități care îmi plac. Să-mi ofer plăcere fizică, că e vorba de sex, că e vorba de mâncare, că e vorba de masaj, că e vorba de absolut orice. Să-mi ofer lucrurile care îmi plac. Să-mi ofer timp pentru mine. Da? Primul pas, primii pași. Primul pas pe care l-am făcut eu, apropo de iubirea de sine, când am zis eu că există iubirea de sine, m-am gândit ce mi-ar place, ce mi-ar place mie să fac acum. Dom'le, și țin minte că am văzut o covrigărie. Și mie îmi plac covrigi. Chiar dacă nu am văzut de ei, mie mi-au plăcut întotdeauna covrigi, și mai ales dacă sunt cald și mai ales dacă sunt cu multă sare. Și evident, medicina te învață că nu e bine să mănânci, că sare, că tensiune, că... Doamne, și m-am dus și mi-am oferit niște covrigi de calți cu sare. Și vreau să spun că senzația este extraordinară când îți oferi ție un lucru care îți place. Până la urmă, să știți că nici măcar nu are importanță prețul, ci maniera în care ți-l dai. Că poți să-ți oferi o mașină și să nu te bucuri deloc, și poți să-ți oferi un covrig și să fie cel mai minunat lucru. Până la urmă, nu prețul contează. Cred că cel mai ușor prin a te iubi pe tine însuți este să-ți oferi ceea ce îți place ție. Dacă ești femeie, du-te și oferi-ți un... să te duci la coafor, să te duci la cosmetică, să te duci la masaj, să te duci să-ți faci unghiuțele. Eu știu, chestii de fete. Iar ca bărbați, lucrurile care îți plac. Că e vorba de pescuit, că e vorba de sport, că e vorba de un bilet la un meci de fotbal, că e vorba de... eu știu ce. Să-ți oferi acel lucru și care nu depinde de altcineva. Până la urmă, sexul e o chestie care depinde încă de altcineva. Așa că e mai greu să ți-l oferi imediat. Dar poți să-ți oferi lucruri care depind de tine și care îți fac ție plăcere. Un bilet la, eu știu, finala Cupei României, dacă îți place fotbalul. Sau să-ți oferi ceva care îți face ție plăcere. Ne poate ajuta partenerul de viață să ne iubim mai mult? Absolut. Partenerul este foarte important. Partenerul ne poate ajuta să ne valorizăm. Partenerul ne poate ajuta să ne cunoaștem. Partenerul ne poate ajuta să vedem care sunt limitele. Partenerul ne poate da, ne ajuta să ne dăm ceea ce avem nevoie.
Partenerul ne poate ajuta să conștientizăm, adică partenerul să spună, vezi că nu ești bine, vezi că nu te iubești, pentru că dacă te iubeai, uite, ar fi trebuit să faci asta, adică de ce n-ai făcut ceea ce îți doreai, dacă chiar îți doreai. Partenerul te poate ajuta să te înțelegi mai bine, pentru că el este, până la urmă, oglinda noastră. Da, partenerul ne poate ajuta să ne iubim mai mult. Neiubirea de sine este din viața asta mai multă, parcă am mai răspuns. Neiubirea de sine poate să fie și din viața asta, ca formă de educație, ca formă de culpă, dar poate să fie și din alte vieți. Sunt persoane cu valori mari, care în altă viață au fost preoți, călugări, sau mai știu eu ce, sau așa zis, sfinți, mă rog, care în viața asta se întorc și care au probleme, apropo de iubirea de sine, pentru că au confundat neiubirea asta, smerenia cu umilința și au învățat să nu se iubească pe ei înșiși. Și în viața asta trebuie să învețe iubirea de sine. În ce fel ne poate ajuta cunoașterea spirituală în creșterea iubirii de sine? Păi foarte simplu. Haideți să vă spun ce importantă e iubirea de sine. Să vă spun cine sunt eu. Dacă vă spun, de exemplu, acum, eu sunt Dumnezeu, o să zic că a nebunit Argeșanu și uite ce ajung să spun. Haideți să o logică simplă. Dumnezeu a creat Universul. Dumnezeu a gândit prima oară Universul. Dumnezeu a gândit Universul și l-a creat. Și l-a creat din ce? Din energie, din lumină. Care în ce? Și lumina ce reprezintă? Parte din Dumnezeu. Deci, avem Dumnezeu care a creat lumea din El însuși, din Dumnezeu. Deci lumea este creația lui Dumnezeu. Bun. În lumea asta apărem noi oameni. Care oameni? Suntem creați de Dumnezeu. Cum suntem creați de Dumnezeu? Din carne și sânge. Carne și sânge care ce sunt? Energie. Care ce sunt? Lumină. Care ce sunt? Dumnezeu. Deci Dumnezeu a creat lumea din Dumnezeu. Și corpul meu este creat din Dumnezeu. Deci corpul meu este Dumnezeu. Spiritul. De unde e? Păi e Îngerul. Care de cine e creat? De Dumnezeu. Din ce? Din Dumnezeu. Și atunci trupul și sufletul meu și Spiritul meu nu sunt Dumnezeu. Și atunci eu nu sunt un Dumnezeu în manifestare. Bun. Și dacă eu sunt un Dumnezeu în manifestare, vă dați seama ce important sunt. Și fiecare dintre voi. Că de asta spune Hristos. Dumnezeii sunteți și fie celui prea înalt, dar ca oamenii muriți și ca una dintre căpenii cădeți. Pentru că El a înțeles că... Și vă mai dau un exemplu. Spune Hristos, la un moment dat, este întrebat de către apostol, cine ești tu? Și Hristos a zis, oare voi nu ați înțeles că eu sunt într-un Tatăl și Tatăl într-un nimeni? Și revin. Deci Dumnezeu a creat lumea din Dumnezeu. Noi suntem creația lui Dumnezeu din Dumnezeu. Și eu sunt în Dumnezeu sau în afara lui Dumnezeu? Sunt în Dumnezeu. Bun. Dacă eu sunt în Dumnezeu, există vreun loc unde nu e Dumnezeu? Nu există. Și atunci Dumnezeu e mine. Și atunci pot să vă spun ca și Hristos. Oare voi n-ați înțeles că Dumnezeu e într-o mine și eu într-un Dumnezeu? Adică, oare voi n-ați înțeles că Tatăl e într-un mine și eu într-un Tatăl? Dar asta nu e o chestie care se aplică tuturor. Deci fiecare dintre voi sunteți Dumnezei. Ei, asta am uitat să vă explică, să vă explice biserica. Și evident că în momentul în care eu conștientizez că sunt Dumnezeu, creat din Dumnezeu, și că fiecare dintre voi sunteți Dumnezei, creați din Dumnezei, de ce să mă cer cu voi? De ce să nu vă respect? De ce să nu vă iubesc? Și atunci, nu e firesc să mă iubești și să mă respect pe mine, pentru că sunt creația lui Dumnezeu, din Dumnezeu. Manifestarea lui Dumnezeu. Și încep să vă întreb, bun, și dacă eu sunt Dumnezeu și conștientizez și cunoașterea asta de sine mă ajută să înțeleg că, de fapt, eu sunt o formă a lui Dumnezeu de manifestare, cu liber arbitru, etc. Asta nu înseamnă că sunt atât de important și că merit să fiu iubit, dacă Dumnezeu mă iubește atât de mult încât a creat tot teatrul ăsta, numit lume, numit planeta Pământ, numit România, ca să evoluez și să învăț și să înțeleg.
și să învăț să mă iubesc. Și atunci nu înseamnă că sunt foarte important. Există o legătură între ego și iubirea de sine? Nu. Ego-ul este diferența între ceea ce sunt și ceea ce cred eu că sunt. Când ceea ce sunt este aici și eu cred că sunt aici, diferența se numește ego. Eu am ego în momentul în care nu știu cine sunt și nu sunt în autentic și cred că sunt altceva decât sunt în realitate. Dar pe măsură ce știu cine sunt și mă descoper, eu mă unesc pe mine. Deci ăsta sunt eu. Asta este ceea ce sunt în realitate. Ăsta sunt ceea ce sunt eu. Asta e ego. Dar pe măsură ce se apropie și se suprapun, ego-ul dispare. Pentru că eu știu cine sunt. Nu mai am de ce să am ego. De ce să am ego? Din moment ce eu știu cine sunt. Eu sunt cetățean al planetei Terra. Bărbat. Umanoid. Planeta Pământ. Învăț. A, m-am născut în România. Da, sunt cetățean român și am pașaport românesc. Dar pot mâine să plec într-o țară să rămân acolo, să am alt pașaport, altă naționalitate. Mă rog. Alt pașaport. Ok? Și atunci, ceea ce e important este că suntem oameni. Ceea ce e important este că suntem sfinte pe planeta Pământ. N-are importanță de unde venim. Adică, unde locuim pe planeta asta. Care este cel mai mare obstacol în a ne iubi pe noi înșine? Culpa. Nu culpa. Faptul că considerăm că nu merităm să fim iubiți. Faptul că considerăm că am greșit. Faptul că considerăm că suntem mai jos decât suntem în realitate. Faptul că nu știm de fapt că Dumnezeu ne iubește. Faptul că ne e frică să nu cădem în orgoliu. Faptul că ne e frică de narcisism. Deci sunt multe cazuri, motive pentru care nu ne e frică să ne iubim. Dar cel mai mult este pentru că nu ne cunoști. În momentul în care te cunoști, știi să te valorizezi pentru că știi care sunt atoturile și defectele tale. Ce este obezitatea ca formă de manifestare a iubirii de sine? Deci este obezitatea o formă de manifestare a iubirii de sine? Absolut, da. Obezitatea are foarte multe cauze. Câteodată este o formă de autoflagelare. Na. Corpul ăsta urât, care nu-mi place. Mănânc și fac și mai urât. Da, este o formă de neiubire a propriului corp. Sau este o formă de neiubire faptul că m-am născut femeie și nu-mi place faptul că sunt femeie și nu vreau să fiu atrăgătoare ca femeie și atunci mă urățesc special ca să nu mă placă bărbații să nu mă atragă. Sunt femei care se urățesc special după ce nasc, special ca pentru că au trecut prin durerile nașterii și ca nu cumva să mai pună soțul, bărbatul, mâna pe ele și cumva să rămână, însărcinată, să facă copii să le doară. Și atunci renunță, adică se îngrașă special ca să nu mai atragă din punct de vedere sexual. Dar, în general, obezitatea, da, este o formă de manifestare a neiubirii de sine. Și de, e și o formă de sublimare a instinctului sexual în poftă de mâncare. Pentru că nu înțeleg că sexualitatea este o formă de manifestare a iubirii. Operațiile estetice sunt o manifestare a neiubirii de sine? Absolut, da. Nu-mi iubesc corpul, nu-mi place de corpul meu, nu-mi place de mine. Și atunci apare nevoia să-mi schimb ceva în estetic. Sânii, nasul, gura, etc. Problema este că e un medic chirurg estetician care a descoperit că sunt femei care nu se iubeau și oricum nu aveau și care nu și-au schimbat în genul ăsta, indiferent de pe operație estetice s-au făcut. Pentru că neiubirea de sine era atât de profundă, că n-avea nicio legătură cu nasul sau cu sânii sau cu fesele sau cum mai știu ce. Și atunci a apărut psihocibernetica și de la aia, mă rog, a derivat neuroprogramarea lingvistică ca să ajute oamenii să învețe să se iubească și să accepte, să se accepte și să iubească așa cum sunt. Da, operațiile estetice sunt o formă de manifestare ale neiubirii de sine. Cum să facă se manifestă lipsa de iubire de sine în cuplu? Am spus asta, că apar cele două manifestări de victimă și de călău. Mă rog. O să te iubești pe tine dacă nu iubești femeia din tine?
bărbatul, sexul, viața pe Dumnezeu, lumea? Absolut. Deci dacă nu iubesc viața, n-am cum să mă iubesc. Pentru că eu sunt viața. Înăuntru meu există viața. Dacă nu iubesc femeia, n-am cum să mă iubesc. Pentru că prin mine trece principiul feminin, in. Pentru că în mine există inul, organele in, există energia in, energia principiului feminin care trece prin mine. Deci un om nu este numai in, este are ambele valențe, masculin și feminin. Și dacă nu iubesc femeia din mine, e ca și cum n-aș iubi o parte din mine. Dacă nu iubesc pe Dumnezeu, nu pot să mă iubesc pe mine, pentru că sufletul meu e parte de Dumnezeu. Eu sunt parte de Dumnezeu. Deci am cel puțin astea pe care nu le iubesc. Deci nu mă pot iubi complet dacă nu. Dacă nu iubesc sexul și n-am înțeles sexul, nu mă pot iubi pe mine, pentru că parte din mine este sexualitatea, parte din mine sunt organele sexuale. Deci dacă nu înțeleg, nu cuprind sexualitatea, nu am cum să mă iubesc. Eu sunt un tot. Gândire, suflet, conștiință, deci sexualitate. Conștiință, sentiment, sex. Deci dacă nu le integrez, nu înțeleg acest tot. Eu sunt făcut după creația, sunt făcut de Dumnezeu. Penisul e creat de Dumnezeu. Organele sexuale sunt create de Dumnezeu. Deci, noi suntem făcuți de El. Cu funcțiile astea pe care le avem. Și atunci, a mă iubi pe mine înseamnă să mă iubesc cu totul. Cu tot cu creier, cu tot cu, mă rog, organele sexuale. Cu toate defectele și calitățile mele. Mai aveam niște întrebări. Cum a influențat creștinismul iubirea de sine și de ce? Păi foarte simplu. Pentru că oamenii care te tot repetă, nevrednicul de mine, de păcătosul de mine, evident că ajung să mă iubească pe ei și să îndepărtească de Dumnezeu. Pentru că ideea este ca noi să ajungem către Dumnezeu. Deci să ne îndumnezeim, nu să ne autoflagelăm. Autorecompensarea poate fi o formă de manifestare iubirii sine? Absolut da. Deci, să faci lucruri și după aia să ți-o oferi recompensă este o formă de manifestare a iubirii de sine. Poți să ți oferi lucruri și fără să fie neapărat recompensă. Dar parcă au o semnătate mai mare când consider că și ai făcut un lucru. Și atunci, întreprinzi o acțiune, obții un rezultat pozitiv și atunci te recompensezi, asta are o altă valoare chiar și pentru tine. Și este o formă de manifestare a iubirii de sine. Investiția în noi este o formă de manifestare a iubirii de sine? Absolut, da. Cea mai bună formă de manifestare a iubirii este investiția în noi, în cultură, în cunoaștere, în spiritualitate, în absolut orice. Cea mai bună investiție suntem noi. Cea mai bună investiție ești tu. Cea mai bună investiție sunt eu. Cum să spun eu? Dumnezeu nu o să te trădeze. Da? Ceilalți oameni, mă rog, pot să-și vadă de ale lor. Dar, în perspectivă, eu am fost considerat egoist pentru că eu mi-am văzut de calea mea ca tren. Și am lăsat deoparte oameni care, la momentul respectiv, nu mă puteau ajuta. Dar să știți că nu o să puteți să ajutați pe nimeni dacă voi nu o să fiți ok. Deci să zicem că toți suntem așa într-o mare agitată. Degeaba încercați să ajutați pe cei din jur. Pentru că vă înnecați cu toții. Înotați pentru numele Dumnezeu la mal. Și de pe mal n-aveți decât să aruncați funii câte vreți către toți cei care înoată. Dar din apă aveți toate șansele să vă înnecați cu toții. Și atunci, nu este o dovadă de egoist dacă investesc în mine, ca și cunoaștere, ca și spiritualitate, cu un singur amendament în perspectivă, sau în momentul în care ajung la un anumit nivel, să folosesc treaba asta ca să-i ajut pe ceilalți. Dacă o fac doar pentru mine, perfect. Ajunge acolo la Dumnezeu și vei fi singur. Dar dacă fac asta și îi ajut și pe ceilalți, automat, o să am mult mai mult de câștigat și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere emoțional. Mă refer la prietenie, iubire, relaționare cu oameni. Care este legătura între iubirea de sine și iubirea de Dumnezeu? Păi vreau să vă spun ceva. Nu pot să iubesc pe Dumnezeu
dacă nu mă iubesc și pe mine. Pentru că eu nu pot să dau întreaga dimensiune a iubirii mele dacă eu nu sunt conștient cine sunt. Cine crede că îl iubește pe Dumnezeu, dar nu se iubește pe el însuși, de fapt nu poate să-l iubească pe Dumnezeu. Pentru că neiubirea de sine este o piedică în calea iubirii. Și atunci, evident, dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, o să ajung să-l înțeleg pe Dumnezeu. Dacă ajung să-l iubesc pe Dumnezeu, înțeleg pe Dumnezeu, o să ajung să înțeleg de ce m-a creat. Dacă ajung să înțeleg de ce m-a creat, o să ajung să mă iubesc pe mine. Deci iubirea de sine duce în perspectivă la iubirea de Dumnezeu. Dar și iubirea de Dumnezeu duce în perspectivă la iubirea de sine. Pentru că eu cu Dumnezeu suntem unul. Și fiecare din voi cu Dumnezeu este unul. Chiar dacă apare această diferență între noi și Dumnezeu, se datorează unor idei greșite ale noastre. Dar în realitate noi tot acolo suntem. Și ideea e că dacă eu înțeleg că prin mine se manifestă Dumnezeu și eu iubesc pe Dumnezeul din mine, nu pot să nu mă iubesc în perspectivă sau ce din mine și pe mine. Deci a mă înțelege pe mine înseamnă a ajunge să mă iubesc, a înțelege pe Dumnezeu înseamnă a ajunge să-L iubesc, a-L înțelege pe Dumnezeu și a ajunge să-L iubesc, în perspectivă duce să mă înțeleg și să mă iubesc pe mine și invers. Bun. Cam astea sunt întrebările apropo de iubirea de sine. Nu știu, sper să vă fi fost de folos. Pe mine m-a preocupat și chiar m-a preocupat din perspectiva mea și din și în evoluția mea spirituală. Pentru că, într-adevăr, iubirea de sine este un factor important în evoluția noastră. Să vă fie de folos. O seară bună. Vă doresc.